După trasarea sarcinilor, liderii pro-România au trecut de la vorbe la fapte. Se muncește greu în teritoriu pentru ca organizarea să fie gata până la viitorul scrutin electoral. Momentan se caută sedii pentru organizațiile locale. Deja am avut o primă întâlnire la centru. În perioada imediat următoare, atâta timp acum cum avem și personalitate juridică, colegii noștri din țară o să facă adrese către toate primăriile pentru a avea un sediu. Parlamentarii din celelalte județe și sper ca și eu cât mai de curând să mai iau un sediu care să-l folosesc și ca parlamentar, dar și pentru partid. Deja sunt adeziuni, oamenii le semnează, suntem spre bine din punctul meu de vedere. Avem un grup de inițiativă. Eu mi-am propus ca în județul Gorj să avem câte un reprezentant care să răspundă de 4 localități. Deci să am o persoană la 4 localități, ținând cont că sunt 70 de localități, orașe și comune, sunt aproximativ 20 de persoane, care fiecare răspunde de câte 4 localități. Au niște termene care trebuie să formeze echipele locale. După ce se formează echipele locale, bineînțeles că va avea loc și conferința județeană, unde vom alege structura de conducere. Deputatul Pro-România spune că în privința membrilor nu-și face probleme, tot mai mulți politicieni dorind să facă pasul spre noua formațiune politică. Sunt foarte mulți oameni care sună în perioada asta, sunt foarte mulți, știu că o să supăr iar cu foștii mei colegi din PSD, care insistă că vor să vină la noi în rândurile Pro-România și o să vedeți în perioada următoare că o să avem inclusiv organizații locale, iar după ce vom avea în toată țara, mă refer la localități, la comune, orașe, vom avea și o conferință județene, după care sper că în 2019 să avem conferința națională unde ne vom alege echipa de conducere. De la Gorj, pe lângă Victor Ponta și Alin Văcaru, primii care au făcut pasul spre noua formațiune au fost Călin Simionescu și Dănuț Chirilă, foști membri ALDE.